Salutare! Vreau să zic că în ultima vreme observ un fenomen destul de interesant. Datorită faptul că noi, Mișcarea Antimafie, ne-am înregistrat în cursă electorală, canalele media care tradițional ne ignoră și ne blochează informațional, sunt nevoite să dea știri despre faptul că Antimafia a intrat în cursă electorală. Și unii oameni, pentru prima dată în ultimii ani, află despre Antimafie și vin cu comentarii: măi, dar voi de ce dispăreți? Unde ați fost? Nu apăreți? Ați apărut acum înaintea campaniei electorale? Pentru oamenii sinceri, vreau să fac acest filmuleț, să le explic în anii spărut nicăieri. Noi am fost întotdeauna activi, întotdeauna am fost luptători. Sub acest material video o să pun adresa la site-ul nostru Antimafie, la blogul lui Sergiu Macanu, liderul partidului Antimafie, să vă convingeți că noi am avut conferințe de presă, că am avut proteste, că am avut luări de atitudine, am avut forumul Republica Unirii, care a fost ignorat de toate sursele media. Deci noi nu am dispărut nicăieri, am fost întotdeauna luptători. Dar sunt ceva câteva pușlamale, una dintre ele chiar a intrat la mine pe pagina de Facebook, care este lucrător la Jurnal TV și el știe foarte bine cum el participă cu celelalte canale media la blocarea nostru informațional și o face și el pe revoltatul că Antimafie apare doar în campanie electorală. Această pușlama știe cum altă pușlama, cum este Constantin Cheianu de la dânșa de la televiziune, a vorbit odată despre Sergiu Mocanu și a zis că s-a vândut mafiei, dar nu i-a oferit cu dreptul la replică. Nu a îndrăznit să-l cheme în studio și să-i spună ce are de spus lui Sergiu Mocanu, ca să-i poată oferi și lui Sergiu Mocanu dreptul la replică, știind că ăsta nu are acces nici la o altă televiziune. Așa procedează pușlamarele și lașii. Acum, o parte dintre voi se întreabă și ne întreabă pe noi, mă întreabă pe mine, de ce noi nu ne-am alăturat blocului acum? De ce noi nu îi susținem pe dânșii? Pentru că ei sunt unici care luptă împotriva mafiei. Prieteni, dacă nu ne-ați urmărit mesajul nostru, trebuie să vă spunem că nu am putut. Noi nici într-un fel nu putem să fim alături de alt clan mafiot care luptă cu... Pentru că platforma, da, și partidul PAS, ei nu luptă împotriva mafiei ca fenomen. Ei luptă împotriva lui Plahotniuc. Deci e un alt clan mafiot care luptă împotriva mafiei. Deci noi nu avem cum să fim alături de ei. Dar noi am declarat asta și nu o să-i atacăm la fel de dur cum îi atacam până acum. În campania electorală o să-i atacăm mai puțin, nu pentru faptul că i-ar fi mai buni, ci pentru că dacă nu putem stârpi clanurile mafiote de la guvernare, atunci e bine să fie mai mulți acolo ca să se mai lupte între ei. Pentru că, dacă vă amintiți, atunci când a avut loc împușcarea aceea, omorul de la Pădurea Domnească, datorită declarației lui Sergiu Mocanu, noi am reușit să impunem aceste clanuri mafiote să lupte între ei și s-au cotonăgit. Și atunci a plecat și Filat din funcția de prim-ministru și Plahotniuc din funcția de vice-prim speaker a Parlamentului și așa mai departe. Deci, deja mai bine să fie mai mulți acolo, poate să mai cotonăgesc între ei. De aia noi mai puțin o să-i atacăm. Ca să vă spun în linii mari, voi considerați că ei sunt luptători, că luptă împotriva mafiei și sunt eficienți. Unii dintre voi spun că să nu cerem de la dânșii rezultate pentru că ei nu au avut putere, nu au fost la putere. Stimați prieteni, greșiți mult. Haideți să vă spun că ei au avut foarte mare putere. Deci, ei au avut susținerea a 10.000 de protestatari, inclusiv susținerea noastră. Ei au avut susținerea cele mai puternice surse mass media, care era Jurnalul. Ei au avut susținere financiară de la Victor Jvărel Țopă, inclusiv susținere financiară de la protestatari. Protestatari pentru care chiar și eu am participat, am mai adunat niște bani acolo. Și acum, cu tot acest suport, în toți 3 ani de zile, care sunt rezultatele obținute de ei pentru democrație? Zero. Am întrebat de multe ori: măi, spuneți-mi măcar un lucru, măcar spuneți în cele mai importante 3 realizări care le-a făcut platforma, da, în acești 3 ani pentru protestatari, pentru democrația acestui stat. Zero. Zero rezultate sunt. În afară de asta, avem Dodon președinte, capitala în mâinile lui Plahotniuc, oamenii aduși la disperare, nu mai cred acum nici în partide politice, nici în platforme civice, în nimic. Oamenii moldoveni eurosceptici. Acum, dacă timpul Voronin moldovenii erau 75% pro-Europa, acum sunt
numai 30% restul sunt pro-Rusie, din cauza că ăștia care s-au declarat și s-au numit pro-europeni și români au profanat idealurile astea. Iată, asta este rezultatul activității ăstora care voi spuneți că ei sunt luptători cu mafia. Nu sunt luptători cu mafia. O să ziceți că eu sunt cumva că nu sunt corect cu ei. O să ziceți că ei poate au greșit, că se întâmplă, oamenii mai și greșesc. Eu aș accepta că oamenii greșesc și le-aș ierta chestiile astea. Dar problema că este că ei nu greșesc. Problema că din start au avut intențiile care le au acum, adică se vede clar. Ei au vrut din start să parvină la putere, să-și aducă oamenii lui Filat în Parlament. Uitați-vă pe listele lui Maia Sandu și o să vedeți pe le de miști, împotriva cărora noi am protestat în piață, ei acum sunt pe listele lui Maia Sandu. Uitați-vă că ei au făcut alianță cu mafioți proruși, dar au refuzat complet să ne admite pe noi. Vă amintesc că în septembrie 2015 Sergiu Mocanu cerea să-i dea cuvântul la tribună. Zicea, bă, eu nu vin să vorbesc despre partidul antimafie, nu vin cu steaguri de partid, dar am ceva de spus. Și într-adevăr acest om avea ceva de spus, pentru că el a fost totuși unul din liderii Frontului Popular. Un om care are experiență în politică, un om care are experiență în mobilizarea maselor, unul care a stat la bazele acestui stat, care a obținut independența acestui stat, un om care a luptat la Nistru. Omul ăsta chiar nu avea nimic de spus. Și uitați-vă că ăștia din platforma, da, au preferat să-l ignore și să-l blocheze pe Sergiu Mocanu, dar să-l aducă la tribună pe Costiuc, ăsta care împreună cu un oarecare Căldare a făcut un partid politic, Căldare ăla care s-a ocupat cu propaganda rusească, pe un oarecare Valeriu Pleșe, care a fost cândva ministru al apărării, care era o pușlama prorosească, pe ăștia i-a acceptat. Pe Dodon, pe Usati, cu ăștia au făcut ei alianță, dar au refuzat. Nu vă întrebați de ce oare cu Mocanu nu a fost posibil. Au explicat-o la o emisiune la Gheorghe Gonța, Andrei Năstase. Când l-a întrebat despre Sergiu Mocanu, el a spus, care Mocanu, de parcă nu-și amintește, ăla care a fost consilierul Voronin? Da, ăla care a fost consilier la Voronin, care a luptat chiar din interiorul președinței împotriva lui Voronin. Dar tu de ce, Andrei Năstase, nu-ți amintești că nănașul tău era ministrul lui Voronin? Voronin l-a chemat și l-a făcut ministru și el a făcut milioane. A devenit milionar, fiind partener cu Plahotniuc. Și Andrei Năstase este avocat și a fost avocat și lui Plahotniuc. Asta nu deranjează. Asta nu vă pune întrebări, nu vă pune să vă gândiți. Maia Sandu, care tot nu vrea să știe de antimafie, nu vrea să știe de Sergiu Mocanu, că a fost consilier. Maia Sandu a lucrat la Voronin. Bine, Mocanu a fost consilier Voronin. Maia Sandu a fost tot lucrătoare la Voronin. A fost subalterna lui Dodon. A fost și subalternă, a lucrat și la Filat, care a furat miliardele din stat. Nu deranjează asta. Deci, consilier lui Voronin nu poate fi admis. Dar cei care au stat alături de mafie și au lucrat împreună cu mafie, ăștia poftim, sunt admiși. Vă mai amintesc că atunci, în primăvara 2015, când era o posibilitate să apară să fie Maia Sandu prim-ministru, Partidul Antimafie a fost singurul partid care a protestat în fața Parlamentului cerând ca să fie Maia Sandu prim-ministru. Platforma, da, n-a susținut-o. Platforma, da, a criticat-o. Principalul că a criticat-o numai Andrei Năstase și toți ceilalți care erau membrii platformei, care spuneau că ei nu au lider, fiecare este independent, nimeni n-a mai susținut-o pe Maia Sandu. Numai noi am susținut-o. Numai antimafie. Eu am venit atunci că eu nu eram membru de partid. Am susținut-o pe Maia Sandu. Pe urmă am înțeles cine este Maia Sandu. Pe urmă am înțeles că Maia Sandu este ca drușca aia beată, care o ia la dans cu Enu Ilene. Și nici nu trebuie să-i dai nimic. E ca drușca aia care spunea că hlopțe mne bil și nanelevaite, boia ia crastacaia ca v-am nujna. Cam asta este Maia Sandu. Cum putem noi să fim alături de ea dacă Maia Sandu a făcut niște filtre cu care le-a tot trâmbițat la toate televiziunile, care filtre care prin filtrele astea nu pot să treacă oamenii care nu sunt integri sau au probleme sau nu au merite. Și prin filtrele astea au trecut pele de miște care au stat la furtul miliardelor. O să-mi spuneți că ei n-au furat, dar nu contează cum au participat la furat. Că au fost complici prin tăcere, că au fost complici prin prostie, au fost în Parlament și în Guvern în perioada asta când se furau miliardele și i-au tăcut, așa cum a tăcut și Maia Sandu, toți au tăcut și s-au trezit cum atunci când noi
Oamenii am ieșit în stradă și protestăm. Noi protestam deja câteva luni în stradă când Maia Sandu s-a trezit să spună că, măi, statul ăsta e capturat. Serios, Maia Sandu? Dar nu era capturat și în 2014 când spuneam noi, bă, voi aduceți niște bandiți la guvernare. Nu aveam cum noi, stimați prieteni, să fim partea acestui bloc. Nici nu am fost admiși, chiar dacă am fi vrut. Vă amintesc că noi am încercat cumva să îndrumăm pe ăștia să se dezicre diversiunile lor. Noi, Partidul Antimafia, am fost cei care am venit cu un memoriu și le-am zis că, măi, renunțați la lista asta interminabilă de revindicări, că nu puteți să obțineți nimic. Puneți doar 3 puncte și luptăm pentru ele să obținem controlul societății civile asupra CEC-ului, asupra Consiliului Coordonator al Audiovizualului și asupra televiziunii naționale. Să scoatem puțin propaganda asta, să liberalizăm presa. Nu a fost posibil. Nu ne-au ascultat. Ne-au ignorat, pentru că aveau alte interese. Noi am fost în martie 2016, anul trecut, înainte de alegeri locale, care am spus că, băi, Maia Sandu este unica care are susținere reală din partea. Faptul că nu are merit, asta e altă chestie, dar era singura care putea să adune în jurul ei o forță consolidată de dreapta. Și ar fi avut susținerea noastră. Noi am spus că suntem gata să fim agenți electorali. Ar fi avut susținerea și a lui Băsescu. Ar fi avut susținerea a toți. Și am spus că alegerile locale oricum nu are cum să le câștige, nici Maia, nici Andrei. Plahotniuc îi aparține tot statul ăsta, pot să facă orice. Și așa și a fost, a anulat alegerile. Dar în schimb, pentru alegerile de acum, alegerile astea parlamentare, am fi avut o dreaptă consolidată în jurul Maia Sandu. Nici nu-i trebuia, nu eram noi orgolioși, lasă să fie Maia Sandu, numai să fie o dreaptă consolidată. Nu a dorit, nu a făcut chestia asta, pentru că cineva i-a dat comandă să meargă pe mintea lui Andrei Năstase. Ce putem noi să mai facem? Cum putem noi să mai salvăm situația asta? Vă mai amintesc că atunci când au hotărât ei să-l facă pe Dodon președinte, pentru că anumii ei l-au făcut pe Dodon președinte, anumii ei au vrut președinte ales întreg poporul, anumii ei l-au forțat pe Plahotniuc să schimbe Constituția. Da, ăsta a făcut ilegal, a schimbat Constituția prin proceduri, prin Curtea Constituțională, prin Tănase. Dar, pe de altă parte, dacă era schimbată Constituția prin referendum, ăsta Dodon ar fi avut împuternicire mult mai mare. Nu ar fi putut așa să-l suspendeze. Ori Dodon n-avea cum să devii președinte atunci decât ori dacă îl punea Plahotniuc, dar Plahotniuc nu era să-l pui președinte. Dodon nu avea oameni, Dodon nu are oameni activi, Dodon are foarte mulți votați. El are 60%, 70% poate are de oameni care îl votează, dar nu are oameni activi care să vie să lupte pentru el. Și asta i-a fost oferit de Năstase, care a făcut cu el alianță. Și să nu credeți că Maia Sandu sau Andrei Năstase nu știau că Dodon va fi președinte. Ei știau foarte bine, sunt ei proști, dar nu chiar în măsura asta, ca să nu-și dai seama că era să câștige numai Dodon. Dar ei intenționat l-au făcut președinte. L-au făcut președinte crezând că Dodon o să-i ajute pe ei să lupte împotriva lui Plahotniuc. Asta o spune Usatăi, care era cu ei în alianță. Pun sub acest material video și link la acest filmuleț. Și o să vedeți și o analiză care am făcut-o, unde demonstrez cu cifre că șanse avea doar Dodon și ei știau de chestia asta. Și nu mă bazez, să nu ascultați pe ăștia care spun că sondajele sunt trucate, pentru că eu vorbesc de sondaje făcute de Barbăroșe, care se consideră independent și societatea civilă, dar care este un susținător activ a platformei DA. Barbăroșe nu putea să falsifice în favoarea lui Plahotniuc. El putea să falsifice în favoarea platformei, da. Dar mă bazez acolo și pe rezultatele alegerilor. Măi, puteți să spuneți că sunt falsificate sondajele, dar rezultatul alegerilor îl vedeți. Cel puțin vedeți că Dodon deja este președinte. Sunt rezultatele exit poll-ului. Deci era evident că ei vor să-l facă pe Dodon președinte și l-au și făcut președinte. Acum, rezultatele le vedeți care sunt. Lupta lor, cu toate resursele care le-am oferit noi, s-a transformat în nimic. A câștigat numai Moscova și a câștigat numai mafia. Asta e ceea ce au obținut ei. Noi cum putem să devenim bloc cu ei? Cum putem să mergem cu ei? Vă amintesc că la alegerile prezidențiale, când noi toți așteptam că dreapta se va consolida și vor avea un candidat din partea întregii drepte,
Andrei Năsașa a înaintat unilateral candidatura lui și a tot blocat-o pe Maia Sandu, nu a promovat-o la Jurnal TV. Au zis că vor decide pe urmă cine va avea mai mare rating. Și Maia Sandu avea același rating ca și Andrei Năstase, Maia Sandu fără nicio susținere la Jurnal TV, iar Andrei Năstase cu toată susținerea Jurnal TV-ului. De ce n-a renunțat Andrei Năstase atunci să zică, bă, din primăvară tot suportul îl acordăm Maia Sandu? A stat până vara, până când era deja târziu. Și după aia, ca un laș, a lăsat-o pe Maia Sandu să piardă bătălia în fața lui Dodon. Și lecția asta n-a fost învățată nici de Andrei Năstase, nici de cei care erau în jurul lui, nici de același boțan care era, cum să zic, ideologul platformei civice, care după ce a văzut că ăștia au făcut atâtea porcării, au făcut din platformă civică partid politic, au transformat televiziunea într-o spălătorie de imagine, în loc să îi mustreze pentru chestia asta, îi adună în fața Bibliotecii Naționale și îi învață cum să se justifice, cum să prezinte această mizerie, acest rahat să-l prezinte ca o bombonică, să-l învalească într-o hârtie mai frumoasă. Deci asta a fost platforma civică, da? Asta este Andrei Năstase, asta este Maia Sandu. Nu au cum ei să lupte împotriva mafiei. Nu au interesul, pentru că ei singuri sunt reprezentanții aceiași mafii. Îmi pare rău să spun chestia asta. Probabil că Maia Sandu ar putea deveni altceva. Dar ar putea deveni un funcționar bun. Dar în politică nu poate să facă nimic. Iar Andrei Năstase este acela care în fiecare zi își confirmă porecla pe care o știm cu toții. Cam asta am vrut să vă spun, prieteni, ne mai auzim.